astăzi cu ajutorul Dumnezeu și cu harul de sus, vedeștim că am ascultat un cuvânt plin de sfințire și de dragoste despre atât despre cuvântul Evangheliei de astăzi, cât și despre acele adevăruri care mulți le țin în sertare sau nu vor să relaxe, să vadă lumea zilei. De aceea, cu mila Dumnezeu, am lăsat pe monacul Valerian Grecu, mult plătimitor în temniță împreună cu trepții mărturisitorii și noi mucenici ai temnițelor comuniste, lumini și făclii ale acestui neam, care vor așeza drumul nostru pe mai departe, din, pe cum a fost pentru ei din temniță către Sinaxare, la fel și pentru noi, nădăjduim că vor fi pașii aceștia așezați într-o nădejde, ca, indiferent ce primejde și ce turbulări vor fi și sunt deja în jocul nostru, să putem merge precum au fost ei cândva viitor și sunt împreună cu noi. Părintele, după 24 de ani de grea părinire și după multe încercări și multe părinire, a venit și aici, în acest loc smerit, să mă mărturisească despre lumină. Să ascultăm.